Temperaturile extreme din ultimele luni au dat peste cap planurile viticultorilor. Între prea cald și prea rece, producția de struguri a supraviețuit cu greu acestui an. Cu minus 6 grade la început de octombrie, culegătorii curăța acum viile de ciorchinii rămași, înainte ca o altă fluctuație în termometru să o facă în locul lor. Strugurii vor lua drumul piețelor din străinătate sub forma vinului românesc, roșu și gustos. În Podgoria Aradului se lucrează la foc continuu. Bruma din octombrie a acoperit ca o pânză ciorchinii roșii de viță nobilă. Așa că acum, înainte ca întreaga recoltă să fie compromisă, culegătorii salvează ultimii supraviețuitori din calea înghețului. Am avut un august torid, ne-a copt cu 30-35 de grade. Când așteptam niște temperaturi mai domoale, a venit la începutul lunii octombrie minus 5 grade. De când lucrez de aproape 30 de ani, nu am întâlnit așa ceva. Floarea la ibar. Practic, planta și-a pierdut frunzișul, și-a pierdut bucătăria. Pentru a salva calitatea vinului, viticultorii au sacrificat cantitatea, au început culesul din vreme și s-au împăcat cu o producție redusă cu până la 20%. Temperaturile scăzute au scos apa din ciorchine, încât el este deshidratat și calitatea vinului nu va mai fi cea care o dorim. Momentul e cu atât mai neplăcut, cu cât producătorii tocmai se pregăteau să cucerească piața internațională a vinului roșu, până în China și Hong Kong. Producătorii care nu au fost atenți, producătorii care nu au făcut tratamente adecvate din acest punct de vedere, au pierdut cantități însemnate de struguri. Dacă vremea va ține, totuși, cu viticultorii arădeni, strugurii vor fi culeși în următoarele 2 săptămâni. Producția de vin va ajunge la export abia anul viitor. Avem